Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Stockholm va interzice mașinile diesel și pe benzină în centrul orașului Stockholm, începând cu anul 2025. Și pe benzină și doar cu electrice. Și benzină, nu mai rămân decât alea electrice și cel mult hibrid, înțeleg. Bă, și căruțe. Nenorociți. Da, și căruțe, cred că dacă ne întoarcem la bio și la astea, o să fie căruțele. Toți vecinii mei din Corbeanca cu căruțe sunt, mergem la Stockholm. Poți merge la Stockholm. Luăm fier suedez de bună calitate. Oțel suedez. Ce o să fie zic? Primis cu ropote de aplauze în Stockholm, da. Îți spun ai noștri, dacă merg cu atelajele acolo. Aha. Căluți cu alea aia și milostiv cum sunt, o să le placă mult de tot. Eu cred că îi cunosc deja. Da, asta vreau să spun. O bună parte, da. Cred că românii în Stockholm au fost mult înaintea suedezilor, da. La tehnologia asta. Doar că au greșit, s-au dus cu BMW-uri mai ei. Deși când ești prea înainte cu tehnologia, exact. Nu e bine, că nu te înțelege lumea. Zice că ești român. Îi învață cum se fac căsuțe din chirpici și transport cu căruța. N-au nicio problemă. Dar e frustrant, mă, când ne fac și nouă autostrăzi. Acum domnul Grindeanu ne face autostradă. Să putem să plecăm și noi în Occident. Și mă gândeam că mergem, luăm și noi o cafeluță în centru de la Stockholm, mergem cu mașina. Acum nu mai putem. Trebuie să ne cumpărăm mașină electrică. O lași la poartă și ți iei cu chirie ceva. O lași la Străulești. Da, o lași la Străulești. O zonă de aproximativ 20 de străzi. Zona se întinde între zona financiară a capitalei suedeze. N-avem noi ce căuta acolo. Și principalele artere comerciale. Acolo ar mai fi, dar înțeleg că e foarte scump. Aici vor fi permise doar mașinile electrice, unele camioane hibride și vehicule cu pile de combustie. Noi pe pile intrăm oricum. Pe pile, da, cred că suntem obișnuiți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.